Bună dimineața, dragi prieteni, și iată-ne din nou aici. Vreau să vă arăt un pic cum a venit ferestrele. Am început deja să tai un pic spuma, bineînțeles. Am început să fac vizerie, ca de obicei. Asta e. Așa, am început să tai spuma la ambele. Vreau doar să vă arăt un pic cum se deschide tot în regulă. Acela este și batant. Haideți să vedem despre ce e vorba împreună. Cam așa au venit. Vă ziceam, am început să tai spuma. Este destul de în regulă. Haideți să vi-l arăt că se deschide. Chiar nu are nicio treabă. Este pus în bolobog, pentru că știți foarte bine că o ușă sau un geam sau o fereastră, dacă nu e pus în bolobog, se va închide singură sau se va deschide singură. Deci fereastra trebuie să stea exact unde o puneți, în acea poziție, acolo să stea, să nu se miște. Bineînțeles dacă nu bate vântul, dar nu e nicio problemă. Aici sunt șuruburile care le-am băgat peste tot, sus și jos. Se închide perfect, nu atinge. Așa e și asta la întâlnă la fel, numai că asta este și batantă, la fel și asta se închide perfect și e și batantă. Ce trebuie să fac eu acum? Trebuie să mă apuc să tai spuma și după aia să rezolv un pic acel glav, să știu că l-am terminat. Și după aia vom începe alt segment din proiectul nostru. Am luat cu robotul tot surplusul care vă ziceam și în clipul precedent, că după aia se ia perfect. Urmează să fac decât acolo puțin material, să închid și cam am terminat cu această cameră. Ei bine, dragilor, care este următorul pas care începem să-l facem? Deci și noi trebuie să pregătim totul pentru glet. Pentru asta e necesar, având în vedere cum am turnat șapa, am vrut să fac un fel de subzidire, am intrat cu cimentul sub perete, a rămas toate găurile astea, cu toate că aici va veni plinta, dar prima oară trebuie astupat cu gros, adică o să fac mortar de ăsta cu nisip și cu multibat. Și o să trebuiască să astup tot, după aia voi da cu robotul frumos pe margine, voi să curăț, o să trebuiască să curăț toate dozele electrice, să fie curate. Și o să trebuiască să astup orice fel de găurică care mai sunt. Adică să scap de grosierul, tot grosierul trebuie să acopăr toate dozele vechi. Trebuie să acopăr acest șanț electric de la tablou electric care a rămas în urmă. Bineînțeles, când am alimentat cu tabloul de șantier, nu aveam încă instalația făcută, că atunci a fost primul lucru care am știut să-l fac. Ei bine, trebuie să scot din această priză, o să treacă să mă duc afară să opresc curentul. Și o să trăiască acest copex, să o bag prin acea țeavă care vine de la contoar și fierele să le bag să iasă aici în tablou. Că așa voi putea să închid și aici. Și cam asta e totul ce trebuie să facem. Am luat toate, cum să le chem, astea de susținere care îmi ținea la 90 de grade de la toate contratocurile. Am luat și de răsupt, vedeți, și acolo am puțin de închis. Deci astăzi trebuie să mă dedic să acopăr toate găurile care le am și pe acolo, peste tot, să știu că am scăpat cu grosierul. Și după aia, bineînțeles, o să trebuiască să aduc un disc special, pentru că aici nu s-a luat această vopsea cu țurțuri așa cum era și nici în săluță, nici intrare aici nu s-a luat. Și o să trebuiască să vin cu un disc special ca să-l pun la flex și să-l mănânc, să-l dau la o parte. Și după aia, bineînțeles, o să începem cu ce trebuie, amorsarea și așa mai departe, glet cu plasă și rămâneți aproape. Bineînțeles, înainte de închidere o să trebuiască să luăm toate rezidurile care rămas de la șapă. Vedeți, acolo niște picături, niște ceasări pe perete. E bine, ăla trebuie îndepărtat, pentru că dacă nu, noi când o să tragem cu mistria sau cu o gletieră, o să facă niște țurțurași și aceea o să ne ducă cu materialul mai afară decât este nevoie. Haideți să răzim cu robotul prima oară toate rezidurile. S-a
S-a făcut și ora 11 și jumătate, am reușit și am terminat tot. Am răzuit efectiv tot, peste tot, pregătit de închidere și după aia am pregătit de glet. Aici avem o crăpătură ceva mai profundă, dar nicio problemă, o vom astupa cu ceva mai puternic. Am răzuit peste tot, dar n-am reușit să fac curățenie. M-am dus exact în toate camerele, nu mai avem bavatură în exces, afară, deci suntem la nivel cu peretele. Asta menționez că era deja tencuită, sufrageria și camera de la intrare din partea cealaltă. Eu am tencuit decât asta și aici așa. Acolo la fel, iar avem un ceva care era ieșit foarte afară, l-am spart. Și acum o să mă bag în asta jumătate de oră care o mai am, mă bag să mătur să fie curat. Și la 1 mi-aduc o gletieră mai mică ca să pot să trag așa la unghi de 90 de grade. Și nimic, mă apuc și astăzi, vreau să termin cu tot grosierul. Mâine o să fac, de fapt în seara asta o să fac necesarul de materiale ce-mi trebuie și o să cumpăr amorsă și toate alea, începem cu finisajul. Mă bag la treabă. E bine, dragilor, am reușit să fac și curățenie, o să plec la masă împăcat, în ghilimele. Am măturat peste tot, am luat inclusiv moluzul ce era, ce s-a strâns din toată casa, bineînțeles. Acum este curat, lucrăm altfel. După amiază, v-am zis, o să aduc acea gletieră și o să încep să fac material și o să astup fiecare găurigă care este pe aici, prin casă, prin pereți, și pregătim pentru glet. O să fac inclusiv acel glaf care are puține găuri și acolo deasupra ușii. Merg la masă, ne vedem după aia. Am întors deja de la masă, am pregătit și material după cum ați văzut. E bine, ce trebuie să facem? Trebuie să udăm prima oară. Deci, consiliat e, întotdeauna udați toată partea care o aveți de lucrat și după aia, inclusiv camera aceasta, și după aia începem să facem, pentru că dacă e prea ud și n-a tras apa, o să vă alunece tot. Deci, mă bag să ud tot. Procedeul este foarte simplu, eu l-am făcut puțin mai esențe ca să țină, ca să-mi permită să termin într-o mână singură. Deci, luați decât o parte de mistrie și îl dăm în gaură. Nu vă înghesuiți ca imediat să-l tragem la nivel cu peretele, că este timp, când lăsați acolo. El între timp lucrează și se agață puțin de perete. Și cam asta e. Uitați așa. După aia, luăm o glitieră. Am această glitieră. Și tragem cu peretele în vinclu. Tragem așa. Cam asta este, dragilor, am reușit și am astupat toate găurile, efectiv peste tot. Este gata pentru următoarea etapă, gletul, aplicarea gletului, dar nu înainte să-i dăm acea răzuită care v-ați învățat, care m-a urmărit mai de mult. Care nu, explic din nou, voi folosi acest robot. Cineva m-a întrebat, am zis, l-am luat de la Horbach, aproximativ 70-80 de lei anul trecut. Dar vedeți că are dinții, e nou pentru că nu prea l-am folosit. Dar când
când se va usca, o să-i fac așa și o să-mi devină unghiul la 90 de grade. E bine, am făcut peste tot, am asupat și acea crăpătură care era acolo și am terminat inclusiv aici la tablou electric. Am pus țevile Copex la locul lor și am venit și cu curentul, ați văzut că era pe aici. Am băgat-o printr-o țeavă de Copex pe acea doză veche care era, care intră la contor, dar bineînțeles eu nu am acces acolo pentru că este sigilul de Enel. Am adus-o aici, asta se poate schimba firul pentru că tot de la contor la tablou meu este tot aluminiu, vorbim de 30 cm pentru că spate-n-spate este contorul, dar o să schimbe dânsii și nu este nicio problemă. Am terminat tot, rămâne decât să răzui, da, efectiv fiecare găurică l-am astupat-o, a rămas decât pentru următoarea etapă, răzuim cu acel robot, o să dăm o amorsă. Mie îmi place foarte mult să merg cu ceresit, o să iau un ceresit CT17, dacă nu mă înșel, și o să-i dăm acea amorsă, este chiar o amorsă bună de profunzime, care pătrunde nu știu până la câți milimetri buni, și o să-i dau peste tot și după aia vom începe cu gletul. Având în vedere că pereții sunt vechi, aceștia e tencuială veche, o să trebuiască neapărat amorsat, pentru că vedeți cum am răzuit, este praf și nu se poate, nu putem risca să ni se împuște, să dezlipească. Cu toate că pe tencuiala nouă nu e neapărat obligatoriu amorsă, dar având în vedere că eu am tăiat când am montat geamurile, s-a pus un pic de praf, eu am să-i dau și aici o amorsă mică, cu toate că nu o să sugă mult pentru că e tencuiala nouă, dar camera aceasta o să o las la urmă pentru că vreau să o las să mai usuce mai bine. Asta și cu intrarea de aici, acest coridor, o să le las efectiv la urmă. O să mă bag cu alea două camere. Ce o să fac eu acum, ca să nu mai lungesc vorba, o să fac un pic necesarul de materiale și am să sun la cei la depozit să-mi aducă, ca să nu mai pierd vremea mâine, să am toate materialele aici, ca mâine să începem în forță. Haideți că ne vedem peste o clipă. Am început și deja cu răzuiala, a început să usuce, e foarte bine, adică în așa fel încât să nu se usuce prea tare, că după aia tot ce în colțul robotului și să strâmbă nu are rost să-l stricăm. Dar e cel mai bine ca să nu ne chinuim acum când e proaspăt, când a început să usuce. Între timp am făcut și comanda de materiale, haideți să vă arăt despre ce am luat, ce materiale am luat. Am cumpărat 10 saci de la Ceresit de 126, bineînțeles vom folosi plasă armată, având în vedere că majoritatea pereților nu e tencuială nouă, tencuială veche, și să evităm fisurile am luat două suluri de plasă să reforțăm și am luat doar 3 saci de 127, vom vedea dacă ne ajunge, dacă nu o trebuie să mai luăm, dar deocamdată am zis ne trebuie grosul, bineînțeles și colțar de aluminiu. I-am luat prin aceea mai buni, aia care sunt mai lați puțin, 15 colțari. Și în cele din urmă am luat două bidoane de ceresit, de amorsă, CT17, care e foarte, foarte bună, întărește suportul și așa mai departe. Eu o consiliez, pentru mine e cea mai bună amorsă, acum fiecare lucreze cu ce poate și cu după posibilități. S-a făcut și ora 6:30. Ce să mai am ajuns la concluzia că mai mult timp petrec în șantier decât acasă. Cred că ar trebui să-mi iau un pat și o pernă să dorm aici, că văd că nu reușesc mai repede de această oră, cam niciodată, asta e media, minim 6. Având în vedere că a venit și cei de la depozit la 5, fără ceva, cred că eram ultima cursă, dar e bine că mi-a adus, totuși am rugat dacă poate să-mi aducă astăzi, așa de mâine încep în forță cu amorsa, cu tot ce trebuie. Haideți să vă arăt ce am făcut și pe jos. Am măturat din nou, cred că mai am un pic și șapa asta cred că o să-i dau și cu mopul până la urmă. O doare capul de câte ori am măturat-o, numai astăzi cred că de vreo 3 ori.
Dar v-am zis, îmi place să lucrez în curățenie, e cel mai ideal așa. Am terminat tot, e totul pregătit pentru glet. Bineînțeles, mâine o să trăiască prima oară să dăm pe școală o răzuită, o controlată. Dacă mai avem vreun cuib undeva, să-l scoatem. Și o să trebuiască să amorsăm toți pereții cu amorsă. Și după aia o să începem cu să punem plasă și cu CT126 de la Ceresit. Cam asta e. Am lăsat totul în regulă, peste tot, curat și nimic altceva. Sunt foarte mulțumit că am materialele, că mâine pot să încep. Ce să zic, dragilor, cam asta e clipul pentru astăzi. E timpul să fug și eu acasă, că am o casă, trebuie să mă duc acasă. Și nimic. Vă aștept mâine cu continuarea proiectului nostru, cu Casa Bătrânească. Și nimic. Până atunci, o seară frumoasă vă doresc. La revedere!